Bună ziua, sunt Mariana Cojocaru. De secole, oamenii au recurs la influența planetelor și la însemnătatea ascunsă a cifrelor pentru a găsi un ajutor legat de decizii importante privind viitorul lor. Vorbim, desigur, despre astrologie și despre numerologie, științe vechi, după cum v-am spus, de sute de ani. Mult mai recent, am simțit nevoia de a combina aceste două arte pentru a avea o imagine cât mai precisă. Astfel, planetele din astrologie au fost asociate unor numere și așa a luat naștere astronumerologia. Despre secretele acesteia vă spun chiar astăzi. Însă tot astăzi discutăm despre o terapie la mâna fiecăruia dintre noi. Terapia prin râs. Acesta este motivul pentru care am invitat-o în emisiune pe actrița Marinela Chelaru. Bine ai venit, draga mea! Să râzi de aproape orice înseamnă să fii neserios sau înseamnă că ai o altă stare de spirit, o altă aură. Stai că n-am înțeles, eram cu gândul. Spuneam că dacă râzi, înseamnă de obicei că ești neserios sau pur și simplu că singur vrei să-ți creezi o altă stare de spirit, o altă aură. Nu neapărat, poate să vină din neul tău, din tine, din sinele tău. Și cum spune românul, facem haz și de necaz. Aia da, mai face românul, e adevărat. Și e foarte bine, adică ce să facem, să stătem acum toată ziua poți să mărânt așa, supărați, aoleo, vine contravirusul, vine tata mare. Normal, mai ales că este atât de urât afară, mă și gândeam când veneam în drum spre televiziune, de faptul că în tradiția românească se spune că moșii, care urmează babelor capricioase, sunt foarte blânzi și că vremea ar trebui să fie bună când sunt moșii. E, astăzi suntem în zona moșilor, că 4 zile țin de moși. Și ia uite ce moș avem afară capricios, dar m-am și gândit de ce. Dacă bărbații ieri au băut 40 sau 44 de pahare cu țuică, cu rachiu, cu pălincă, cu horincă, cu fiecare ce are, îți dai seama că erau ca niște calorifere vii. Trebuia să vină gerul ca să topească căldura asta cumva, nu? Da, să-i trezească pe ei din amorțeală. Draga mea, tu ești rac. Ca da. Și zodie. Și știi, ai o energie foarte bună. Numai când te vede omul, brusc îi se schimbă ziua. Eu transform în ceva bun și pozitiv. Da, știi de ce, iubita mea? Pentru că vreau să spun, nu știu, bine, așa sunt eu, sunt și așa, dar așa am fost și crescută, să știi. Adică am avut niște părinți foarte haioși de viață, le plăcea viața, casa noastră era plină de prieteni, cine venea la noi să punea masă, eu numai asta am văzut. La noi n-am văzut certuri, mai puțin, se certau de la noi, taică mi-o cu maica mea, atât de la copii. Nu te cerți din cauza copiilor, că eram și noi mai năstrosnice, mai aia. Dar în rest eu n-am văzut scandal sau... Nu, n-am văzut așa ceva la noi. Că mă bucur mult și eu am crescut într-o familie foarte armonioasă din punctul acesta de vedere și lucrul ăsta evident că... Eu spun că se vede și la mine, că am crescut altfel față de alți copii, cum aud eu, că au fost chinuiți, știi? Eu am un refren pentru raci. Un pas înainte și doi înapoi... Asta e hora răcușorilor, hai cu noi. Eu nu sunt rac, dar îmi place. De ce? Pentru că ei se spune că fac întotdeauna un pas înainte și doi înapoi. Dar tu ce ești, iubita? Iartă-mă. Eu sunt vărsător. Cu ascendent în leu și cu karmă de scorpion și de taur. Deci toate zodiile fixe. Oh my God! Ce-ai atâta la tine acolo?
Nu, vărsătorii îmi plac, hai să râd, dar vărsătorii îmi plac. Da. Să fiu sincer, acum nu cam prea îmi plac mie așa gemenii. Da. Deși am prietene bune și da. Prietene care eu îi zic fii-mea, îi geamănă și mi-a mâncat sufletul, sunt foarte ciudate. Înțelegi? Da. Și lei. Și lei. Se spune da. Că gemenii sunt foarte veseli și foarte sociabili, doar că trec de la o stare la alta, de la o extremă la alta. Dar în momentul în care ei sunt într-un mediu care le convine, atunci poate să devină pozitiv. Acum sigur că există excepții de la regulă. Știi, îmi place foarte mult pentru că tu și soțul tău vă catrați la categoria născuți în aceea zodie și da. Compatibil. Adică tu ești rac și soțul tău este rac. Se spune da. Că racii au aceeași structură de hipersensibilitate, dar că trebuie să existe o axă comună ca cei doi să rămână împreună la lung. Păi uite că asta a fost pentru că suntem de 40 de ani împreună. Doamne ajută! Cât mai da, mult și să fiți sănătoși și să vă iubiți, că eu v-am văzut împreună și mi-a plăcut. Adică, de ce să... Da, de ce să facem și noi? Nu. Da. Pe aceea structură de zodii identice și compatibile să înscriu scorpionii, da. Scorpion cu scorpion și vărsător cu vărsător. Dar ți-am zis, trebuie să fie și astrogramele lor suprapuse, o tehnică care se cheamă sinastrie, la voi am văzut sinastria, trebuie să fie foarte bine aspectată ca și astfel de cupluri să reziste. De ce scorpion cu scorpion? Pentru că ei au un caracter al lor clasic, da? Și atunci ei, dacă se înțeapă, să înțeapă între ei, da? Dacă își ling rănile și le ling între ei, deci au ceva, un numitor comun. În momentul în care poate să aibă, de exemplu, un Saturn retrograd, unul și celălalt să aibă Marte, atunci ies cântei, nu rezistă nici ei. Iar la vărsători, se spune că sunt foarte buni prieteni. Ori prietenia este baza unei relații a la lung. Să dezvoltă acolo un spirit fratern, să susțin și să încurajează unul pe celălalt și atunci îți dai seama că ei reușesc să găsească ceva care să fie de durată. Dar vorbim de zona clasică din astrologie, da. Pentru că există și atipicii din fiecare zodie, care sigur că la un moment dat poate să nu aibă niciun sortit înscris și vorbim de relații compatibile, știi? Fiecare are locul lui sub soare, cum se spune. Da. Da. Dar știi ceva? Eu sunt pe pomi, sunt brad. Da. Asta înseamnă că ești falnică și verde ca bradul toată viața. Doamne ajută! Păi uite ce bine arăt! Nu? Da. Așa zic și eu, că da, poți în egală măsură să te lauzi. De ce? Îmi place că știi că ești și brad, pentru că se spune că eu am studiat astrologia karmică în Thailanda, tu știi, 5 ani de zile. Și acolo se spune că în sufletul lui unui om se ascunde o floare, un arbore sau un arbust. Și avem zodiacul floral, zodiacul celtic, da, cu mâna Maicii Domnului. Da, vezi? Așa, și pe urmă avem zodiacul cu animale, că în sufletul tău se ascunde caracterul unui animal și abia sunt pe urmă... Proască testoasă. Bravo! 300.000 milioane de ani! Așa vrei să trăiești de mult? Doamne ajută, dacă tu vrei! Ba da, vreau, că de ce? Că e frumoasă viața, așa, parcă n-aș vrea să mor totuși. Eu iubeam atât de mult pe bunica mea de pe mamă, încât tot timpul îi spuneam să trăiască 1000 de ani. Și la un moment dat, săraca era în vârstă și nu mai era bunicul și spunea, uite, vezi ce înseamnă că mi-ai urat atâți ani să trăiesc 1000 de ani, că nu mă mai duc de pe lumea asta și parcă m-am plictisit. Zic, păi, dar eu ca și copil, eu așa
Vroiam să te știu că ești lângă mine și 1000 de ani. Da, e adevărat. Vezi, asta e viața. Tot da. Se duce acolo. Am astrograma ta aici și vreau să zic că îmi place foarte mult. De ce? Pentru că tu cât de cât știi așa, dar eu am intrat și mai mult în profunzimea astrogramei. Și normal. Vreau să spun că într-o viață anterioară ai fost artistă, organizatoare de evenimente în India, inclusiv evenimente religioase, da, spirituale, cum se făceau acolo. Acum 2 vieți ai fost militar căpetenie cu funcție și onoruri în Franța. Atenție! Oh, mon Dieu! Da? Așa. Acum 3 vieți ai fost vindecător, luptător de sumo în Japonia. A, înțelegi? Parcă din viața aia îmi păstrez foarte multe caracteristici din viața asta. Deci cred că dacă cineva te supără, te iei la trântă cu el și în viața asta. Aoleu, nu-l ieți. Păi am făcut box, Pisi. Am Poftim? Făcut box. Am făcut box. Ai făcut box? Da. Bravo! Deci nu mă mir. Vezi, nimic nu mi-a e plăcut. Întâmplător. Și mi-a plăcut și să știi că mi-a spus domnul antrenor că eu chiar am talent. Și eu cred că ai mare talent, puteai, dar de ce nu, că adunăm și într-o viață viitoare poate o să fii un Leonardo Roftei. Să nu? Poate, mi-aș spune. Că nu se pierde nimic, totul se conservă, ca în legile fizicii. Da. Draga mea, spuneam că astăzi ne ocupăm de partea asta frumoasă din astrologie, care a luat o amploare extraordinară datorită terapiilor care sunt și în astrologie și în numerologie. Mergem spre zona aceasta de râs, cum îmi place mine să spun, dar râs în sensul bun. Cel care îngrașă, că se spune că râsul îngrașă, știi? Și se mai spune că în Orientul Îndepărtat existau 2 tipologii a lui Buddha. Buddha cel voinic, da, care zâmbește, care râde în permanență și care reprezenta simbolul fericirii și bunăstării. Dar mă refer la latura spirituală a existenței. Da, se spunea că nu e bine să vezi un Buddha care este slab. Și există sigur și varianta de Buddha meditativ, pentru că el în momentul în care s-a retras în pădure să mediteze, în momentul respectiv el nu a trăit decât cu semințe și fructe din pădure. Și atunci a spus că a atins nirvana, când a atins nirvana, el era slab pentru că nu mai avea nevoie de alimente, să hrănea cu prana. Poate altă dată o să vă explic și ce înseamnă tot acest mecanism. Dualitatea aceasta o vedem inclusiv în Orientul Îndepărtat. Așa. Și de regulă spune că persoanele care sunt mai plinuțe, sunt pline de viață, au un spirit extraordinar, simțul umorului, reușesc să răstoarne o situație care poate să fie de plâns, da, tristă, în ceva pozitiv, adică să scoată la lumină din orice necaz ce este mai bun. Mi s-a întâmplat X, dar nu contează, pentru că de mâine asta înseamnă că voi fi și mai zveltă. De exemplu, mi se rupe tocul la un pantof cui și nu-i nimic, că de mâine îl rup și pe celălalt și am plecat cu o pincuță pe stradă și o să mă simt și mai liberă și mai frumoasă. Știi? În picioarele goale. În picioarele goale, da. Așa. Există un zodiac vechi de tot care mie îmi face foarte mare plăcere. Așa și care sper să bucure și pe cei de acasă. Știi, draga mea, de câți berbeci este nevoie ca să schimbi un bec? De câți berbeci? De câți berbeci, da. Că prima zodie e berbec. A, te referi la zodie? Da. Mă gândeam ce să căute berbecul în casă, să-mi schimbe becul. Bine. La tine sigur nu, dar la el acasă sau pe la o altă. La berbec acasă?
Nu prea cred că schimbă berbecul becuri. Nu schimbă? Nu cred. Nu trebuie să ne întrebăm, să ne mai întrebăm că l-au schimbat deja. Deci ei sunt ca argintul viu, imediat se duc și au rezolvat. Au la îndemână, rezolvă. Alții sunt foarte încăpățânați și da, spun da, știu. Ce mă fac dacă becul e mai încăpățânat ca mine. Da, știu, știi? Perfect. Cunosc. Da. Iubita, din fericire să știi că și pe mine m-a interesat foarte mult, dar n-am avut timp să pătrund atât de mult așa astrologia, dar sunt foarte impresionată și îmi place foarte mult. Aș vrea să te ascult zile întregi fără să mă mișc de lângă tine. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc mult de tot. Mă atrage, că altfel îți spuneam prostii sau tâmpenii sau nu știu, treceam peste. Dar sunt foarte interesată. Îmi pare rău că e emisiunea atât de puțin. Da, da, asta nu. E. Lasă că e ok. E ok, te rog, nu mai sugera. Că să mai aude. Da. Dar nu te oprește să nu ne vedem noi și să vorbim în continuare. Așa. De câți tauri e nevoie ca să schimbi un bec, să știi că taurii se gândesc întotdeauna la toate, au becuri ce nu mai trebuiesc schimbate. Ei le cumpără pe cele mai rezistente și în momentul în care au pus un bec, se spune că becul ăla nu mai trebuie schimbat toată viața. Da? Eu cred că sunt și economice, că am auzit de unii tauri că sunt mai zgârciți, dacă e să mă întreb pe mine, nu toți, dar unii sunt mai zgârciți și atunci e o treabă. Da? Nu, da. De câți gemeni ar fi nevoie să schimbăm un bec? E nevoie de cel puțin doi. Uite că am ajuns aici pe palierul tău. De cel puțin doi. Doi care să scoată din funcțiune becul, vechiul bec. Doi care să cumpere altul nou. Da. Doi care să scrie o carte despre asta. Și încă doi care să discute într-un show. Păi vezi, asta mă enervează pe mine la gemeni, pentru că sunt doi. Și eu știi ce fac? Că sunt nebună, bineînțeles. Cine mă înțelege bine, cine nu, să-mi scrie. Mereu când întâlnesc un geam, eu de obicei am chestia asta și întreb ce zodie ești. Mi s-a format deja o regulă din asta la mine. Dar Johnny Depp îți place? Actorul Johnny Depp? Johnny, nu prea, nu. Nu? El este gemeni. Păi de-aia. Și știi de ce? Când întâlnesc un geamă și că îmi spune, mie place. Și îmi spune persoana respectivă, sunt geamăn, știi ce îi spun în secunda 2? Scoate geamănul ăla bun, apară, că dacă l-ai spus pe la rău, cu mine ai terminat-o. Da. Dar, înțelegi? Da, la raci. De câți raci e nevoie să schimbi un bec? Îți spun eu, de obicei, când e vorba de bărbat, se spune că îl schimbă mama pentru ei, chiar dacă sunt așa. Iar după caz, pentru că au și cleși providențiali racii, deci au o manualitate foarte bună, se spune că pot ei să rezolve rapid, dar în preajmă au înainte de a schimba becul o lumânare. Pe urmă să mai gândesc ei... Da, când rezolvă problema, nu? Scandal, cu discuții, știu. Și la mine, stă un an de zile până schimbăm un bec. Da? Asta-i, da. În cazul leului, lucrurile stau cu totul altfel. Ei n-au nevoie de niciunul, pentru că leii nu schimbă, ci cheamă echipa lor de asistență să rezolve. Ei nu, că sunt regi, da? Normal. În cazul fecioarei, chiar dacă este considerată zodie dublă, dar este foarte ordonată și se administrează foarte bine, se spune că una e de ajuns. Oricum va curăța înainte și fasungul și priza și va citi informațiile și indicațiile fabricantului, inclusiv pentru bec. Da. Știu. Ei, balanța stă în cumpănă, că nu știe pe cine să roage să-i schimbe becul. Și stă și se gândește până trece toată noaptea și tot pe întuneric. Și tot pe întuneric, da. E adevărat. La scorpioni, clar, scorpionii au altă structură. Se spune că la scorpioni becul nu se schimbă, se adaptează prin schimbare. Dar adică, de ce nu-l întreb pe bec?
De ce nu întrebi pe cineva? Ești cumva de la o agenție și vrei să-l spionezi în problema asta cu becul? Da. Și dacă l-ai supărat, scoate... Da. Da. Nu, nu neapărat că ei știu să facă lucrurile care acate, dar fiind un zodiac atipic în care trebuie să stârnim starea asta de bine, că vremea e urâtă afară și atunci stăm ca la șezătoare. Da. La săgetător, la fel, lucrurile stau altfel, pentru că ei nu schimbă becuri. Da, din principiu nu schimbă becuri, te învață pe tine cum să-l schimbi, nu contează dacă ești femeie, dacă n-ai schimbat niciun bec, dacă nu contează. El te învață, el, dar el nu execută. E, aici vreau să spun că nu e așa. Nu? De ce? Căsorul meu, da, căsorul meu te sărută și îți trimite salutări, multe din Danemarca. Da. Și vreau să spun că la ea în casă, ea face tot, repară lumina, pune becuri, pune instalații electrice, face tot. Bravo! Înseamnă deci că are un ascendent foarte bun sau are alte planete într-o altă zodie. Da, înțelegi? V-am dat să-i spui și ei câteva generalități despre săgetători, dacă vrei, te rog frumos. Săgetătorii, în general, da, sunt foarte bine țintiți și aici discutăm de o zodie triplă. Se spune că există săgetătorul care are idealuri foarte înalte și când aruncă săgeata o aruncă foarte sus, de multe ori pot fi chiar utopiști în idealurile lor. Există săgetători care au ideale imediate, idealuri imediate și atunci aruncă săgeata pe un termen foarte scurt, dar important este să-și atingă obiectivul respectiv, nu să rămână doar la stadiu de proiect. Și există persoanele acestea care plasează sarcini, cum îmi place mie să spun. Deci a treia variantă a zodiei, plasând sarcini, de regulă ei se detașează, se derogă. Au impresia că sunt undeva deasupra celorlalți. Da? Există persoane foarte importante și inteligente în zodia săgetătorului care au și scris istorie. Winston Churchill, de exemplu, a fost săgetător și a avut o structură, o inteligență, chiar cu mult peste medie. Este un reprezentant de marcă al zodiei. Walt Disney, care a creat prima dată, da, primul parc de distracții și primul desen animat pentru fetița lui. Și de acolo s-a dus în toată lumea. De acolo avem pe Mickey Mouse, de acolo avem pe Minnie, de acolo avem și vezi câtă continuitate, ce brand a rămas în lume, Walt Disney. Da. Un săgetător care sigur este cu mult peste ceea ce putem noi să gândim ca și calități și defecte despre un nativ al unei zodii. De multe dar ori... de ce eu cred, Mari, nu cumva iartă-mă că te întrerup, dar să nu uit ideea că e important pentru mine. Mi se pare cea mai, nu ciudată zodie, dar cea mai deosebită din cele 12 zodii. Da. Pentru că este, acum mi-am adus aminte, e jumătate cal, jumătate om. Da. Mi se pare foarte ciudat. Ce-i dă și ce anume îi dă desenul ăsta al zodiei? Ce semnificație are? Imediat să știi că o să luăm publicitate și continuăm discuția după, pentru că lucrurile sunt foarte complexe și ar trebui, știi, să ne întindem chiar vorba ta pe 2-3 ore, dar n-avem cum. Publicitate, dragii mei, și revenim cu o stare de spirit pozitivă.